Acum 2 săptămâni a intrat în vigoare așa zisa lege antipropaganda, prin care se interzice difuzarea emisiunilor informative, informativ-analitice, militare, politice, din statele care nu au ratificat Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră și din statele în afara UE, Statele Unite, Canada. Unii zic că e o lege proastă, nu o să dea nimic, alții zic că e o lege discriminatorie. Mai există și această problemă a funcționării legilor bune sau rele în Republica Moldova. La aceste teme discutăm cu președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, domnul Dragoș Vicol, care a avut amabilitatea să răspundă la invitația noastră. Bună ziua, bine, domnule președinte! Bună ziua, bine v-am găsit! Prima întrebare, a intrat legea în vigoare, funcționează sau nu funcționează? Este prematur să facem o analiză temeinică asupra aplicabilității și mai ales asupra efectelor pe care le generează această lege numită generic legea antipropagandă. Este vorba despre faptul că, după cum bine ați menționat, 2 săptămâni în urmă, efectele acestei legi au început să-și facă prezența, însă, în prezent, Consiliul Coordonator al Audiovizualului efectuează o monitorizare sub aspectul depistării eventualelor derogări de la prevederile acestor legi și vom fi gata aproximativ în 2 săptămâni. Deci să venim cu un prim exercițiu. Primele impresii. Primele impresii din ceea ce senzația pe care o am eu și urmărind ca simplu telespectator programele anumitor posturi de televiziune este că se încearcă a se mima pe undeva, deci aplicarea acestei legi stricto modo. Și o să vă prezint câteva exemple cu permisiunea dumneavoastră. Da. Este vorba că anumite posturi de televiziune încearcă în cadrul propriului jurnal de știri, care în aparență este totul în regulă, e un produs autohton, există un jurnal făcut cu temele de acasă pregătite, să insereze anumite materiale cu un caracter propagandistic. La ceea ce ați făcut referință și dumneavoastră. Elemente informative, informativ-analitice, militare, politice, fără prezentatorul de la Moscova, de exemplu, inserând acest material cap-coadă, ceea ce din punctul meu de vedere este un tertip. Nici de cum nu poate fi catalogat ca o găselniță sau ca o modalitate. Bine, dar nu poate interpreta asta ca o știre externă, de exemplu. Deci nu este ca o știre externă, ținând cont de faptul că deci nu există un comentariu de aici și din interior. Și nu-i produs aici, și e produs... Asta era delimitarea și distinția pe care vreau să o fac. El este preluat cap-coadă din țările care nu au ratificat Convenția Transfrontalieră sau nu fac parte din jurisdicțiile pe care le-ați enumerat dumneavoastră. Din această cauză, eu consider cel puțin ca o primă viziune, ca o primă modalitate de ancorare în această realitate, că este o modalitate de a se eschiva de la deci, îndeplinirea obligațiunilor care le revin. Bine, dar mai este și cazul autonomiei găgăuze. Doamna Bașcan a zis că ea nu va respecta, sau mai bine zic că autonomia nu va respecta această lege. Cum stăm acolo? Noi am încercat să-i convingem și am impresia că argumentele noastre care au fost prezentate autorităților din Găgăuzia încep cei drept foarte timid să prindă rădăcini. Mă refer în primul rând la postul public de televiziune din Găgăuzia, Gărte, care în primă instanță nu s-a conformat termenilor legale de a prezenta concepția generală a serviciului de programe, fapt pentru care a fost amendat. S-a încercat în spațiul mediatic să se acrediteze ideea că i-am amendat pentru nerespectarea legii antipropagandă. Nu este adevărat. I-am amendat cu 5.000 de lei pentru neprezentarea în termenii solicitați acestei concepții. Le-am oferit suplimentar tuturor celor care nu au prezentat până pe 9 februarie un termen de până pe 15 februarie. Și vreau să vă spun că toți restanțierii de această dată și-au făcut temele, deci în pofida retoricii pe care au proferat-o ei, până pe 15, inclusiv posturile de televiziune din Găgăuzia, au prezentat toți concepțiile generale, cel puțin pe hârtie. Aceste concepții sunt legate de această schimbare legislativă. De această schimbare. Deci e vorba de o pregătire pentru implementarea acestei idei. Noi tocmai ne-am pregătit ca să nu ne se invoce motivul că îi monitorizăm în baza unor concepții perimate. Noi vrem să avem concepțiile aduse la zi,
în baza prevederilor noului, deci legea antipropagandă, astfel încât atunci când vom efectua monitorizările să vedem că de facto și nu doar de iure, emisiunile deci cu caracter informativ, informativ, analitice, militare și politice au fost substituite fie printr-un produs autohton, fie printr-un produse care sunt deci realizate în țările care au dreptul să emită pe teritoriul Republicii Moldova. Exact. Bine, dar probabil o să vorbim altă dată despre asta. Calitatea acestei producții autohtone, iată care e făcut așa în grabă, dar eu cred că dumneavoastră o să monitorizați și o să avem posibilitatea să mai discutăm la această temă. Ce le spuneți celor care zic că legea e proastă, că nu o să dea nimic? Și în aparență există totuși anumite argumente. Internetul este o sursă de informare acum, undeva sub 50% arată sondajele, mulți cetățeni se informează de internet. Aici cum va proceda Consiliul Coordonator? Noi, din păcate, și o zic cu făcându-mi deci, această mărturisire de credință, nu avem printre prerogativele noastre monitorizarea sau investigarea informațiilor care apar în mediul online. Din păcate, CCAU este privat de acest drept. Speranțele mele se leagă de adoptarea unui nou cod al serviciilor media audiovizuale prin care anumite postări, anumite intervenții televizate din mediul online vor putea intra în raza noastră de supraveghere. Deocamdată, internetul nu este pasibil de a fi deci verificat nici dintr-un punct de vedere de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Ceea ce spuneați dumneavoastră că există foarte multe critici că această lege nu ar fi pe potriva așteptărilor societății, sigur că este un prim pas, un prim exercițiu și este foarte bine că se va dezintoxica mediul nostru mediatic prin eliminarea emisiunilor cu un pregnant caracter propagandistic care își face prezența puternică în emisiunile cu caracter informativ, informativ-analitic, militar și politic. Sigur că există subterfugii și glasuri avizate care spun că și emisiunile de divertisment, aceleași filme, aceleași desene animate ar conține și ele o substanță deloc mai puțin nocivă decât emisiunile informative. Eu cred că avem nevoie de o perioadă intermediară de o jumătate de an pentru a vedea dacă efectele acestei propagande diseminate prin intermediul acestor emisiuni pot fi, dacă nu barate, cel puțin estompate. Dar de ce n-am procedat noi ca alte state? De exemplu, iată Finlanda, am citit noi de mult un articol. Finlanda, statul finlandez a angajat un expert, acest expert la rândul lor și-a format o echipă și identifică aceste știri propagandistice, le combat aceste știri propagandistice și s-a ajuns la situația când Sputnicul de acolo, din Finlanda, pur și simplu nu avea audiență și au închis această secție a Sputnicului de la Moscova. Există un vid legislativ din acest punct de vedere, același Sputnic care prezintă și pregătește o multitudine, o puzdere, aș îndrăznesc să afirm, de știri pentru majoritatea posturilor de televiziune din Republica Moldova, el nu beneficiază de o încadrare care ne-ar permite nouă să-l monitorizăm. Este un studio de televiziune care nu are nevoie de niciun fel de acte, astfel încât să intre în responsabilitatea CCA-ului verificarea știrilor pe care le face el. Mai mult decât atât, Sputnicul își permite această libertate financiară de a oferi cu titlu aproape gratuit aceste reportaje, aceste știri majorității televiziunilor care dorește să le preia. Astfel, facilitând deci, munca, activitatea postului de televiziune care nu mai trebuie de această dată să-și facă propriile știri. Și asta are și că e produs autohton. Da, are și că este un produs autohton. Aici este într-adevăr un vid legislativ, fiindcă asemenea studiouri de televiziune nu pot fi încadrate în categoria postului de televiziune, radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii. Bine, dar ce le spuneți celor care zic că este o lege discriminatorie? Nici pomină de așa ceva, nu este una discriminatorie. Ați amintit și dumneavoastră în debutul intervenției că există surse alternative de informare, există online-ul prin care bine, se poate bine, și dacă informa. Rusia ratifică această convenție europeană cel puțin vom rămâne cu satisfacția că meritul ratificării acestei convenții aparține țării noastre. Sigur că planează acest pericol. Mai există unul și care am adus pentru a prezenta dumneavoastră anumite posturi de televiziune care se prezumă că aveau un conținut propagandist
jurnalistic, ne trimit niște scrisori în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prin care ne spun că jurisdicția lor s-a schimbat și au înființat o filială în Marea Britanie sau în alte țări care au ratificat această convenție. Oh, deci iarăși o modalitate de evitare, într-adevăr. Iată, chiar am în față postul RTVI, ne spune că deci, dreptul de proprietate și jurisdicția deci, se află de această dată în Marea Britanie, iar Marea Britanie a ratificat la 9 octombrie 91 această convenție și, drept dovadă, nici de cum nu poate intra sub incidența acestei legi. Deci, iarăși este o modalitate. Și ce veți face în cazul ăsta? Sigur că, strict o modo, misiunea noastră este una strict tehnică, fiindcă noi ați vorbit de calitatea conținutului, pe de o parte autohton, pe de altă parte propagandistic. Sigur că în această situație nu vom putea aplica cu toată rigoarea aceste măsuri. Însă ceea ce vreau să asigur, că avem de lucru suficient și în actualele condiții. Ceea ce vizează retransmisia sau aceste subterfugii de care aminteam eu, chiar și în această situație vom putea nici pomină totalmente eradica acest fenomen. Cel puțin îl vom putea estompa și astfel se va crea, din punctul meu de vedere, un anumit echilibru între produsele venite din Uniunea Europeană și între produsele autohtone și cele care veneau până acum pe filiera rusă, care era deosebit de toxică. Cel puțin am vrea, impresia noastră și dorința noastră este să mai diluăm din această toxicitate, astfel încât să putem respira în mediul audiovizual un aer cel puțin nu atât de îmbâxit pe cum este el în prezent. Majoritatea televiziunilor emit în limba rusă, deși, iată, avem unii stataliști care stau de veghe la consolidarea Republicii Moldova, dar, iată, acesta amănunt le scapă. Nu ar putea Consiliul Coordonator al Audiovizualului să țină în vizor, iată, acest obiectiv, să nu permită, să nu acorde licențe când se formează un dezechilibru despre care vorbim noi. Este vorba despre faptul că, în aparență, această prevedere este una perfect permisivă pentru majoritatea posturilor de televiziune pentru a-și desfășura activitatea și am să explic foarte succint. Este vorba despre faptul că atunci când vin să solicite o licență, concepția generală a serviciilor de programe este una în corespundere cu echilibru și pluralismul de care amintiți dumneavoastră. Numai că ulterior, când facem anumite monitorizări, observăm că există un derapaj masiv în anumite cazuri de la această licență. Ori, în această situație, odată licența fiind acordată, noi nu o putem retrage atât de simplu, deci urmează o procedură prin care îi sancționăm printr-o avertizare, prin diverse amenzi, prin faptul că nu-și respectă condițiile la licența de emisie. Deci ei, atunci când prezintă dosarul pentru a obține licența, o prezintă cu toate temele făcute, astfel încât pluralismul să fie efectuat. Numai că, repet, există derapaje ulterior în activitatea lor. Și noi trebuie să aplicăm gradual acele sancțiuni până la retragerea licenței. Ori retragerea licenței nici într-un caz, doar în cazurile excepțional de grave, nu reprezintă o soluție pe care eu aș aplica-o, ținând cont de faptul că ni se va imputa pe dreptate sau cu mai puțină dreptate că încercăm să deci eliminăm anumite voci de opoziție sau voci care nu convin actuale guvernări. Bine, dar e mai ușor să ții seama de acest echilibru înainte de a acorda aceste licențe decât după ce e acordat și pe urmă... Deci este adevărat, numai că, repet, deci ei prezintă dosarul cu toate temele făcute, echilibru ținând cont de grila de programe, emisiunile care sunt, pentru postul de televiziune care aspiră la obținerea unei licențe sau la prelungirea licenței, totul este ok. Problemele apar după ce obțin licența. Ei fac abstracție în mare parte de ceea ce au scris în condițiile de obținere a licenței și încearcă să afecteze acest pluralism și abia atunci trebuie să intervenim. Noi nu putem să anticipăm sau să prezumăm din start că ceea ce ne prezintă ei pentru obținerea licenței va fi încălcat chiar de-a doua zi, deși de multe ori se întâmplă și întrebăm în ședințele publice. Condițiile pentru obținerea licenței, ceea ce a spus pe hârtie, le veți respecta cu strictețe? Ei se angajează că vor respecta, știind foarte bine că în situația în care nu respectă, amenzele nu sunt pe potriva deci, gravității derogărilor pe care le comite. Deci legea, într-un fel, nu este perfectă, așa trebuie să înțelegem. Legea este perfectă, nu este ok cu buna credință și cu angajamentele bine, pe care și le asumă. Da, cu amenzele, iată, în cazul acestei legeante, propaganda. Da. Aici cu certitudine lucrurile vor sta altfel și există două elemente de bază care îmi creează certitudinea că lucrurile vor fi altfel. În primul rând este vorba de cuantumul acestor amenzi, care în primă instanță sunt de la 40 la 70 de mii de lei, în caz de recidivă până la 100 de mii de lei și ulterior deci cu retragerea licenței. Mai mult decât atât, instanțele de judecată sunt obligate să analizeze și să emite o sentință, o decizie irevocabilă în termeni foarte restrânși.
Este vorba de 30 de zile de instanța de fond și ulterior 10 zile pentru apel și în 3 zile trebuie să avem o decizie definitivă. Ceea ce e pus cap la cap pe ansamblu ne prezintă următoarea situație. În decurs de 2 luni de zile, deci noi deja putem sancționa în deplinul sens a cuvântului toate abaterile depistate. Bine, vom trăi și vom vedea, din păcate, timpul dedicat emisiunii noastre a expirat. Ne întâlnim cu următorul prilej, fiindcă e o problemă de interes public și e o problemă stringentă într-un fel. La revedere! Mulțumesc!